Invitatul nostru de astăzi este domnul profesor universitar dr. Ciprian Streza, titularul disciplinei teologie liturgică în cadrul Facultății de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. A vorbit despre Sfânta Liturghie este un lucru fascinant și este o taină și este un mister și părintele profesorului Nebraniște îl compară cu un iceberg care doar o mică parte este văzută, iar cea mai mare parte a ei este nevăzută. Oricât s-ar scrie despre Sfânta Liturghie, oricât s-ar vorbi, acest subiect nu poate fi epuizat. Invitatul nostru de astăzi este părintele diacon, lector universitar, doctor Dan Alexandru Streza, titular al disciplinei muzică bisericească și ritual la Facultatea de Teologie. Teza mea se intitulează Sărbătoarea Nașterii Domnului, originea apostolică, evoluția și importanța ei în cadrul anului liturgic. Problema este foarte stufoasă, mult mai complexă decât credeam. Atunci când am abordat această temă, am căutat să fie o temă autohtonă, un domeniu de cercetare românesc, cu posibile implicații muzicale. Domnul conferențiar universitar dr. Sebastian Moldovan, titularul disciplinei teologie morală la Facultatea de Teologie din Sibiu. Cum am ajuns la bioetică este relativ simplu de spus. M-am trezit în ea, ca să spun așa, pentru că fiind preocupat de problemele de ordin moral, preocupările mele de bioetică datează din perioada anilor 90, imediat după schimbările politice din țara noastră, a apărut unul dintre fenomenele cele mai îngrijorătoare în viața poporului român și a țării noastre și a bisericii în același timp, și anume fenomenul avorționismului masiv.